Înainte de a fi Catherine, ducesa de Cambridge era o Kate rebelă care își trăia din plin anii adolescenței. Petreceri nebune cu prietenii, alcool, prezentări de modă îndrăznețe și câteva kilograme în plus. Destul de schimbate și diferite față de ceea ce vedem astăzi, erau și starurile autohtone. Celor cu probleme cardiace, le recomandăm să se retragă din fața micilor ecrane. Ready? Să începem cu începutul. Alex Brașovean era blondul de la arte. Cu o podoabă capilară de o frumusețe rară și cu o siluetă aproape anorexică, merită titlul de The Best Model of the Year. Diana Grigor. Nu s-a schimbat mult. Să fie de bine sau de rău? Habar n-am, dar știu că o schimbare de look ar ajuta-o foarte mult. Încă mai are timp să o facă. Nici prietena ei, Cătălina Rusu, nu marchează la capitolul progres. Încă din adolescență era o tipă ce strălucea de departe, doar că nu în sensul bun al cuvântului. Am remarcat însă ceva. Nesiliconate, buzele arătau mult mai bine. All you see is you and me, and when I look into your eyes... Tadam! Alexandru Manciu a avut parte de o adolescență tare zbuciumată. Dovadă stau pozele pe care le-a postat pe Facebook. Pe atunci se pare că îi plăceau mult mai mult brunetele. Probabil cea mai evidentă diferență de imagine o vedem la carisma. De la cosițe răvășite, de la bluze din plasă și pantaloni mult, mult prea largi pentru silueta ei, am ajuns să o vedem rafinată și, bineînțeles, cu stil. Bravo, fato! N-a trecut așa de mult timp de când Diana Rotaru ne afișa în toate pictorialele formele voluptoase și imaginea de bad girl. Ce s-a schimbat de atunci? Nimic. A, da, culoarea părului. Cătălin Josan este cu siguranță unul dintre cei mai simpatici artiști de la noi. Dar nu a fost întotdeauna așa. Atenție! Fanele artistului sunt pe recepție? Cătălin era blond. Alături de colegul său, Alexandru Manciu, formau cuplul muzical perfect, exact ca Backstreet Boys în variantă autohtonă. I wanna kiss you.